Un copil a spus, ce este iarba? Aducându-mi-o cu mâinile pline. Ce aș putea să răspund copilului? Nu știu mai mult decât el ce este. Presupun că trebuie să fie steagul dispoziției mele, țesut dintr-un material verde plin de nădejde. Sau cred că e batista Domnului, un dar parfumat și memento din adins aruncat, purtând numele posesorului undeva prin colțuri, ca să putem vedea și remarca și să spunem a cui. Sau poate că iarba este ea însăși un copil, copilul zămislit de vegetație. Sau mă gândesc că e o hieroglifă uniformă și înseamnă a germina la fel, pe zone largi și înguste, crescând deopotrivă printre negri și albi, cănuc, tuckahoe, congressman, cuff, le dau același lucru, îi primesc la fel. Iar acum îmi pare a fi frumosul păr netăiat al mormintelor. Cu tandrețe te voi folosi, iarbă răsucită, poate transpir din piepturile tinerilor. Poate dacă i-aș fi cunoscut, i-aș fi iubit. Poate că te tragi din bătrâni și din femei și din vlăstarele luate de grabă din poala mamelor. Această iarbă este prea întunecată ca să fie din creștetele albe ale mamelor vârstnice. Mai întunecată decât bărbile incolore ale bătrânilor. Prea întunecată să vină de pe acoperișurile de un roșu vag al gurilor. O recunosc la urma urmei atât de multe limbi grăitoare, și înțeleg că ele nu vin de pe acoperișurile gurilor fără un rost. Aș vrea să pot traduce indiciile cu privire la morții tineri, bărbați și femei, și cu privire la bătrâni și mame și la vlăstarele luate de grabă din poala lor. Ce crezi că se întâmplă cu tinerii și bătrânii? Ce crezi că se întâmplă cu femeile și copiii? Ei sunt bine și vii. Undeva. Cei mai mici germeni arată că, de fapt, nu există moarte. Și chiar dacă a fost, i-a adus înainte viața și nu așteaptă la capăt să o oprească. Și a încetat în momentul în care viața a apărut. Totul merge înainte și peste hotare. Și nimic nu se prăbușește. Și a muri este diferit de ceea ce presupune oricine. Și mai propice. Copilașul Hristos este direct și înțelept. El pune bătrânilor întrebări aflate pentru toți copiii, sub abe curgătoare, sub umbrele aruncate pe lacuri, de arbori înalți ce caută spre pământ, vârstnici și noduroși, descoperite numai ochilor de copil, negrăite, întrebări în care răsună o muzică gravă a singurătății. Iar copilașul Hristos continuă să întrebe și bătrânii nu răspund nimic. Și cunosc numai dragostea pentru el. Inima nu poate gândi un mai mare devotament decât cel de a fi țărm pentru ocean, când arcul unui gest îl păstrezi neschimbat, parcurgând o nesfârșită repetare. Această mână vie, acum caldă și în stare de cea mai sinceră îmbrățișare, dacă ea ar fi rece și în tăcerea de gheață a mormântului, în așa fel ți-ar bântui zilele și ți-ar înfrigura nopțile de visare, încât ți-ai dori ca propria inimă să se golească de sânge, ca în vinele mele iarăși să curgă viață rumenă și să ai cugetul liniștit? Uite-o, aici este. O țin întinsă spre tine. Când voci delicate se sting, muzica vibrează în amintire. Când se ofilesc violete suave, miresmele dăinuie în simțul de ele însuflețit. Frunzele de trandafir, când risipită-i floarea, pentru culcușul celui drag sunt strânse, așa și gândurile tale, după ce ai dispărut, fi vor așternut de odihnă
dragostei înseși. Deși învăluită în lujerii cununii de mirt, dragostea e o sabie care-și taie teaca și prin despicăturile pe care ea însăși le-a făcut, iscodim sclipirile lamei. Însă prin despicăturile pe care ea le-a făcut, vedem de asemenea lama scânteitoare a dragostei, mâncată de rugină sau crăpată în două. Și doar mânerul cu ciotul rămân. Pleacă-ți pe jumătate ploapele, dezleagă-ți părul și gândește la cei mari și la trufia lor. Ei au vorbit împotriva ta pretutindeni, dar compară acest cânte cu cei mari și cu trufia lor. L-am întocmit dintr-o gură de aer. Copiii copiilor lor vor spune că ei au mințit. Pe jumătate adormită, ea își spunea dragostea. În orele învăluite în întuneric, cu jumătăți de cuvinte șoptite, abia auzit. Pe când pământul se trezește în somnul ei de iarnă și scoate afară iarbă și flori, în pofida ninsorii, în pofida zăpezii ce cade. Unii poate ne-au blamat că am încetat să vorbim despre lucruri pe care le-am zugrăvit în versurile noastre mai înainte, spunând o voce încântătoare este așa și pe dincolo, spunând erau triși săptămâna trecută acei ochi de femeie. În întreaga bucurie a lumii se naște și moare, spunând ea are acest anume fel de a fi, această grație aparte, acest anume fel de a fi, această ușoară îndurare. Nu ne mai cereți niciun cuvânt în plus. Dacă am fi mândri, atunci pentru o așa înțelepciune am fi. Nu ne mai întrebați nimic despre toate lucrurile pe care le-ați auzit. Nu putem vorbi despre ele. Ele aproape că ne ating. Un lucru frumos este o bucurie inepuizabilă. Farmecul său sporește, nu va trece niciodată în nimicnicie, ci va păstra încă un umbrar liniștit pentru noi și un somn plin de vise încântătoare, sănătate, vigoare și o respirație calmă. Așadar, în fiecare dimineață împletim o centură înflorită să ne legăm de pământ, în ciuda melancoliei, a inumanei penurii de fir nobile, a zilelor triste, a tuturor căilor bolnave și prea întunecate meșteșugite pentru căutarea noastră, da, în pofida a toate, o anume formă a frumuseții îndepărtează giulgiul de pe spiritele noastre mohorâte.